Slavici binecuvântați, să fie în vecii vecilor numele Domnului Dumnezeului nostru. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o seară în care putem să fim în prezența lui, putem să fim în casa lui, împreună cu frații și surorile noastre. Îi mulțumim că avem pace îi mulțumim că avem sănătate, îi mulțumim că încă mai putem să lăudăm numele Lui, slăvit să fie El în vecii vecilor. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că ni l-a dat pe Duhul Sfânt care să ne călăuzească pe drumul acesta greu care este viața pe acest pământ, slăvit să fie numele Lui. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că am fost mântuiți de păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui, prin jertfa Lui Isus Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu că prin botez și prin credința în Isus Hristos am putut să, fa să facem și noi parte din această comunitate care este Biserica lui Hristos, slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Acest pasaj spunea, pasajul care s-a citit din... Marcu, capitolul 6, de la versetul 30 la 44, pasaj cu subtitlul Înmulțirea pâinilor, spunea în versetul 34, Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei. Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei. În lumea aceasta vedem că sunt oameni cu multă influență, poate cu mulți bani, oameni faimoși, oameni pe care îi vedem la televizor, îi vedem puși pe un pedestal, oameni care propagă această doctrină, această învățătură, am spune noi, a compasiunii false, să știți că și lumea are învățăturile ei, are și ea doctrinele ei de care ține. Acești oameni țin de această doctrină a compasiunii false. În fața camerelor, acești oameni spun că au dat mii de dolari pentru o cauză sau alta, pentru un om care este în suferință sau în necaz, din cealaltă parte a globului. Alții își las timp din timpul lor și merg la protest, merg pentru oameni care spun ei că sunt opresați și merg la protest și fac, devin chiar violenți pentru ceea ce cred ei că este justiție. Și spun că prin asta ei arată compasiune. Oameni care postează zi de zi, pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe toate acestea, în fiecare zi, tot felul de postări prin care să arate ei cumva că ei sunt oameni plini de ceea ce este compasiune sau ceea ce cred ei că este compasiune. Și dacă te-ai uita în viețile multora dintre acești oameni, în familiile lor, în comunitățile lor, sunt oameni care suferă. Sunt oameni care trec prin necaz. Oameni cu boli. Oameni care sunt cuprinși de întristări. Și acestor oameni, acolo unde este cel mai important, în casele lor, în familiile lor, în comunitatea lor, nu le pasă. Nu le pasă. Și ne este atât de greu într-o vreme ca aceasta să înțelegem ce înseamnă cu adevărat acest cuvânt. Ce înseamnă cu adevărat compasiunea? Dicționarul explicativ al limbii române spune despre acest cuvânt, despre compasiune astfel. Spune milă sau compătimire. Un sentiment de înțelegere și de compătimire față de suferințele și nenorocirile cuiva milă, compătimire, milostenie. Dar definiția acestui cuvânt este atât de legat în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu de umilitate este o definiție în Biblie a compasiunii care ne este dată, care se modelează nu după ceea ce vedem la televizor, care are ca model nu pe oamenii faimoși sau cu multă influență. Exemplul suprem al compasiunii pe care îl găsim în Sfintele Scripturi este exemplul lui Isus Hristos. Isus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei. Isus Hristos este plin de compasiune, plin de milă. Și Biblia ne arată că și noi, fiind creștini, fiind oamenii care îl urmăm pe Hristos, care îl slujim pe Hristos, trebuie să fim oameni plini de compasiune. Și dacă vrem să cunoaștem ce este cu adevărat această compasiune, unde să ne uităm altundeva decât la Domnul nostru Isus Hristos? Biblia ne spune și, de fapt, Domnul Isus ne spune, atunci când facem o milostenie, să o facem în așa fel ca să nu știe stânga ce face dreapta. Acesta nu este exemplul care este arătat în lumea de azi. Nu acesta este exemplul pe care îl vedem în public acum. Fiindcă această milostenie, această compasiune care o vedem în viața Domnului Isus Hristos și care ne-o spune Domnul Isus Hristos o avem în viețile noastre, este o compasiune care vine din dragostea care o are doar un creștin Dragostea care vine de la Dumnezeu, nu dragostea firească, nu dragostea naturală, dragostea care vine din Dumnezeu. Acea dragoste este dragostea care ne dă putere cu adevărat să fim oameni plini de compasiune, plini de milă față de cei din jurul nostru. Să fim oameni care chiar să demonstrăm lumii că în noi este ceva diferit. În noi este Isus Hristos și compasiunea care o arătăm noi, celor care suferă, prin acțiunile noastre, mergând și făcând lucruri pentru acești oameni, prin vorbele noastre. Prin comportamentul nostru, această compasiune să fie o compasiune reală, care poate veni doar din Isus Hristos. Și acei oameni pe care îi ajutăm, acei oameni cărora ni se face milă de ei, avem compasiune față de ei și îi ajutăm, acei oameni, văzând această compasiune în noi, să-l vadă pe Isus Hristos și să vină la mântuire. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vrem să avem noi această compasiune față de cei care suferă. Vrem să avem noi această compasiune față de aproapele nostru. Vrem să arătăm noi în viețile noastre adevărata compasiune creștină, care îl are ca model pe Isus Hristos. Haideți atunci să ne uităm la acest pasaj, să ne uităm la exemplul suprem, la Isus Hristos, și să vedem câteva caracteristici ale compasiunii creștine. În primul rând, compasiunea creștină înseamnă a recunoaște nevoia reală a lui nostru. Versetele 33 și 34. Oamenii au văzut plecând și au cunoscut, au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. A avea compasiunea creștină înseamnă a recunoaște nevoia apropiului tău. Domnul Isus recunoaște imediat în viețile lor că este o problemă. Și spune aici: "Erau ca niște oi care n-aveau păstor." Vedem această problemă a izraeliților încă din Vechiul Testament și până în vremea Domnului Isus Hristos. Spune David: "Domnul este păstorul meu." Și Domnul i-a păstorit pe Israel. A fost păstorul lor. I-a scos din Egipt. I-a condus în Canaan. A fost cu ei. I-a binecuvântat. Și totuși acești oameni și-au întors spatele. S-au depărtat de Dumnezeu, de păstorul lor. S-au închinat idolilor. Au vrut să fie ca ceilalți din jurul lor. Să fie ca lumea din jurul lor. S-au depărtat de păstorul lor. Și Dumnezeu i-a îngăduit să fie, să meargă, să fie împrăștiați în Asiria, să meargă în Babilon, apoi să fie apăsați de pumnul de fier al Imperiului Roman. Și acum sigur se gândeau, cum se mai poate să se aplice în viețile noastre a izraeliților acest cuvânt, Domnul este păstorul meu. Unde este păstorul nostru când avem nevoie de el? Suntem risipiți, suntem apăsați, suntem ca o turmă de oi fără păstor. Dar încă din Vechiul Testament vedem o promisiune care o face Dumnezeu poporului Israel. Și le spune, da, voi îngădui voi îngădui să fiți risipiți, să mergeți în Babilon, să fiți apăsați de jugul roman. Dar vedem o promisiune numită Promisiunea mesianică. Promisiunea că în această lume Dumnezeu va lucra printr-un om, prin care acest om pe care îl numim Mesia, prin acest om. Să-i călăuzească, să-i păstorească, să scoată din acest necaz pe Israel și să-i aducă înapoi în țara promisă, să-i aducă înapoi sub protecția lui Dumnezeu, să-i mântuiască în mod special. Erau ca o turmă de oi fără păstor. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Iisus Hristos, care este Dumnezeu și care a luat chip de om, ca să vină în, în lumea aceasta, păstorul lui Israel, să se uite la turma lui Israel și să spună, da, aveți o problemă, aveți o nevoie, sunteți o turmă de oi fără păstor, dar eu sunt păstorul vostru. Și eu sunt în mijlocul vostru și eu văd această problemă și vreau să o rezolv. Domnul Iisus Hristos a recunoscut problema din viețile lor. Și dacă vrem să avem o reală compasiune față de aproapele nostru, trebuie să recunoaștem problema reală din viața Lui. Este foarte important să recunoaștem și să vedem și să cunoaștem cu adevărat care este problema din viața apropiului nostru. Dacă vrem să arătăm o compasiune ca și compasiunea care o a arătat o Iisus Hristos. Avem un exemplu în Biblie, un om care a suferit foarte mult. Exemplul lui Iov. Și au venit la Iov prietenii lui, care au avut și ei o compasiune, care au avut și ei o milă față de suferința lui, dar care nu au cunoscut care este de fapt reala problemă și au început să-i spună unele lucruri, să-l învinuiască de unele lucruri, să-i spună tot felul de, de lucruri care credeau ei după mintea lor că așa ar trebui să fie. Și la un moment dat, în Iov, capitolul 21, spune astfel: Iov a luat cuvântul și a spus: Ascultați, ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângăiere, lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea și pentru ce n-aș fi nerăbdător? Priviți-mă! Mirați-vă și puneți mâna la gură. Dorința lui Iov este una simplă. Ascultați! Ascultați! Nu spuneți, nu doar vorbiți, nu doar îmi spuneți care este problema. Ascultați care este problema din perspectiva mea. Eu sunt cel care suferă, spunea Iov. Ascultați care este problema. Vedeți care este problema. Căci doar atunci veți putea să mă încurajați, doar atunci veți putea să-mi vorbiți și să-mi faceți bine prin ceea ce-mi vorbiți. Fiindcă dacă nu ascultăm, dacă nu cunoaștem, dacă nu recunoaștem problema reală din viețile celor din jurul nostru, din viețile celor care suferă, din viețile celor pe care, pentru care avem compasiune, S-ar putea să apară această problemă, această, acest pericol al acuzațiilor false. Avem acest și avem multe exemple, de fapt, din istoria Bisericii, în care s-a întâmplat chiar în Biserica lui Dumnezeu acest lucru. Avem în, dintre aceste exemple din istoria Bisericii, la un moment dat, în. Evul mediu, vedem că oamenii au devenit la un moment dat foarte doritori după Dumnezeu, îl căutau pe Dumnezeu, îl vroiau pe Dumnezeu. Aveau o dorință și o sete de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu aveau Biblia în limba lor. Nu aveau uh, preoți care să cunoască Scriptura și care chiar să-i îndemne spre a citi, spre a învăța. Îl doreau pe Dumnezeu și o mare parte din biserica din vremea aceea nu a văzut care este problema reală, că oamenii îl doreau pe Dumnezeu și au crezut, au crezut că oamenii vor nu pe Dumnezeu, ci vor religie. Și le-au dat religie. Și nu i-a ajutat la nimic. Le-a dat o religie să se închine nu doar lui Dumnezeu, să se roage și sfinților. Nu doar să citească și să cunoască și să studieze Biblia, ci să facă tot felul de ritualuri. Nu chiar să aibă o relație cu Dumnezeu, ci să meargă din obișnuință doar la biserică. Nu să meargă dintr-o stare de dorință de a scăpa de păcat, la a-și mărturisi păcatele, ci a merge. Dintr-un ritual, le-au dat oamenilor o religie când ei aveau nevoie de Dumnezeu. Nu le-au arătat oamenilor drumul spre Isus Hristos. Și aceasta a fost un lucru rău pentru Biserica lui Dumnezeu. Până nu a lucrat Dumnezeu și a scos dintre acești oameni oameni care cu adevărat să întoarcă populație și bisericii lui Dumnezeu privirea spre cuvântul lui Dumnezeu care ne arată adevărul lui Isus Hristos. Dacă vrem să arătăm o compasiune reală creștină, trebuie să recunoaștem problema reală din viața aproape lui nostru. În al doilea rând, compasiunea creștină înseamnă a-l ajuta pe aproapele tău. Versetul 34 mai spunea, din pasajul nostru, în ultima parte din versetul 34, spune Și a început să-i învețe multe lucruri. Și versetul 37 Dați-le voie să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus, de-au văzut câte pâini au și au răspuns, cinci. Și doi pești. Compasiunea creștină înseamnă a-l ajuta pe aproapele tău. Și vedem aici că Dumnezeu, că Domnul Isus este gata să-i ajute pe acești oameni. Recunoscând, în primul rând, care este nevoia lor, văzând, în primul rând, care este nevoia lor. Isus a văzut în primul rând adevărata și cea mai arzătoare nevoie al acestor oameni. În versetul 34, erau ca niște oi care n-aveau păstor și a ajutat, s-a implicat, a făcut ceva, spune, și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă a văzut că aceasta era problema cea mai arzătoare Isus s-a ocupat de această problemă spirituală, în primul rând, ca să o rezolve. A început să învețe multe lucruri. Apoi avem această nevoie, nu doar spirituală, ci această nevoie fizică de mâncare, pentru apă, pentru odihnă. Isus a recunoscut că acești oameni au nevoie și de aceste lucruri și s-au ocupat ca să rezolve și această problemă. Spune în versetul 37, dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Isus. Domnul Isus s-a ocupat de problemele și nevoile care le-a recunoscut, care le-a văzut în viețile acestor oameni. În primul rând de cea mai arzătoare problemă, problema spirituală, apoi de problema fizică. Și așadar există mai multe moduri prin care putem să-L ajutăm, să trecem la acțiune, prin compasiunea noastră să-I ajutăm pe aproapele nostru. În primul rând putem să-L ajutăm în modul spiritual, după cum am spus, prin rugăciune, prin post prin uh, un, o vorbă de încurajare, prin învățătură din cuvântul lui Dumnezeu, putem să acordăm un ajutor spiritual prin compasiunea noastră aproapelui nostru. Și apoi în compasiunea aceasta putem să să dăm și un ajutor fizic. Spunea Domnul Isus în Matei capitolul 5, un pasaj bine cunoscut de noi la predica de pe munte 5 cu 42, unde spune astfel, Celui ce-ți cere, dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Celui ce-ți cere, dă -i. Putem să acordăm un ajutor fizic. Domnul Isus a văzut această nevoie fizică. Acești oameni nu aveau ce să mănânce. Acești oameni erau departe, nu avea unde să se odihnească, nu avea unde să mănânce, unde să-și cumpere mâncare și Domnul Isus s-a ocupat de ei, i-a ajutat, s-a ocupat în primul rând în modul spiritual, apoi și în modul fizic. Putem să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, dacă un prieten de-al nostru se îmbolnăvește, să mergem, să-i facem o mâncare, să-i ducem ceva, să-l ajutăm, să îi dăm o mână de ajutor prin casă, la nevoile lui, la ceea ce are nevoie el. Compasiunea creștină înseamnă a-l ajuta pe aproapele tău. Și după cum am spus, este o legătură strânsă între a cunoaște nevoia reală al aproapelui tău și ajutorul pe care îl dai aproapelui tău. Cunoscând problema reală, pot să te ocupi într-un mod mai specific de nevoile omului. Un doctor, înainte de a da o, de a avea o intervenție chirurgicală sau înainte de a da a, prescripție la un medicament, întotdeauna se interesează să știe totul despre acest pacient, să știe dacă va avea reacții adverse. Să știe dacă are o boală sau ceva care s-ar putea să cauzeze probleme la această intervenție, doctorul trebuie să cunoască cât se poate de mult despre acest pacient înainte de a, dea, de a da un o mână de ajutor. Dacă știm și cunoaștem problema cu adevărat. Dacă ne interesăm, dacă arătăm compasiunea noastră prin ascultare vom putea să ajutăm în modul cel mai a, prielnic aproapele, pe aproapele nostru. Și ca aplicație practică la acest punct, în Matei capitolul 25. Spunea domnul Isus, Matei capitolul 5, 25 de la 34, astfel. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine.” Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiind sete și ți-am dat de, de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați, frații mei, mie, mi le-ați făcut. Înaintea tronului lui Dumnezeu va avea o mare importanță ceea ce am făcut în lumea aceasta, în mod special în ceea ce privește compasiunea față de aproapele nostru care suferă. Acest lucru are de a face compasiunea față de aproapele nostru va avea de a face cu rezultatul final sau etern. Și nu spun că suntem mântuiți prin fapte. Nu spun acest lucru. Noi suntem mântuiți doar prin jertfa lui Isus Hristos la Golgota, slăvit să fie numele Lui. Dar oamenii care dovedesc o compasiune reală, care iese dintr-o dragoste, care o poate da doar Dumnezeu, aceia sunt oamenii care au avut acea schimbare care duce spre mântuire în viețile lor. Compasiunea creștină înseamnă a-L ajuta pe aproapele tău. Și în ultimul rând, compasiunea creștină înseamnă a-L arăta pe Dumnezeu aproape lui tău. Versetul 41 spune astfel. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă în rodul lui. Asemenea, și cei doi pești i-a împărțit la toți, au mâncat toți și s-au săturat. Compasiunea creștină înseamnă a-l arăta aproape lui tău care suferă pe Dumnezeu. Noi știm din Scripturi că biserica trebuie să fie, vedem din predica de pe munte, biserica trebuie să fie lumina lumii. Și Isus spune despre El însuși în Ioan, capitolul 8, cu 12, Eu sunt lumina lumii. Noi, fiind parte din biserica lui Isus Hristos, trebuie să fim lumina lumii în felul acesta. Ca oamenii, uitându-se la noi, să vadă pe lumina lumii în noi, pe Isus Hristos în noi, prin dragostea noastră față de oameni, prin compasiunea noastră, care nu este doar una de văzul lumii, ci este o compasiune adevărată, care ajută, care recunoaște problema adevărată din viața apropiului nostru. Noi trebuie să fim lumina lumii și, prin compasiunea noastră, să-l arătăm lumii pe Isus Hristos. Hristos, prin această minune, l-a arătat pe Dumnezeu oamenilor acest, acestora. Spune aici că, în primul rând, a luat pâinea și a ridicat ochii spre cer și a binecuvântat pâinea. În numele lui Dumnezeu. Le-a arătat acestor oameni în primul rând pe Dumnezeu. Apoi a făcut această minune ca oamenii văzând această minune să spună cu adevărat. Dumnezeu are milă de noi. Dumnezeu ne iubește. Compasiunea creștină înseamnă a -l arăta aproape lui Tău pe Dumnezeu și ca aplicație practică. Avem în Marcu, capitolul 16, 15 la 16, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, ne spune Domnul Iisus, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit și cine nu va crede, va fi osândit. Avem această misiune din partea Domnului Isus Hristos. Și poate că mulți oameni spun, și am auzit asta din partea multor oameni, spun: Dacă acești creștini chiar cred că există un iad și că o mare parte din lumea asta va merge în iad. Și dacă, crezând în acest lucru, nu au venit la noi să ne spună, să ne arate pe Dumnezeu, să ne vorbească despre Isus Hristos, înseamnă una din două lucruri. Ori că nu cred cu adevărat în iad, ori că n-au niciun pic de compasiune față de noi care vom merge în iad. Domnul Iisus Hristos ne cheamă să avem o compasiune care îl arată oamenilor pe Dumnezeu, care arată oamenilor direcția spre Dumnezeu. Oamenii, atunci când noi facem o milostenie, să se uite nu la noi, ci la ceea ce este în noi și să spună, și eu vreau să fiu mântuit, și eu vreau să fiu schimbat, și eu vreau pe Dumnezeu în viața mea. Așadar, adevărata compasiune creștinească, creștină, este o compasiune care îl are ca model principal pe Domnul Isus Hristos. Dacă suntem creștini, Trebuie să fim ca El, să trăim ca El, să vorbim ca El, să ne comportăm ca El, să avem o compasiune cum a avut-o El. Să recunoaștem nevoile celor din jurul nostru care suferă, să recunoaștem nevoia reală, să fim gata să ascultăm. Apoi să trecem la acțiune, să îi ajutăm. Să-i ajutăm prin rugăciunile noastre, să-i ajutăm printr-o zi de post, să-i ajutăm printr-o faptă bună. Și, în ultimul rând, prin compasiunea noastră, să le arătăm oamenilor că este un Dumnezeu și că acest Dumnezeu îi iubește și dorește mântuirea lor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin.